Competiția debutează vineri de la ora 16 cu concursul masculin. Gimnastele vor concura doar sâmbătă, iar până atunci Cătălina Ponor speră să fie în plenitudinea forțelor pentru a redeveni după un deceniu campioană națională. Este un test important atât pentru mine cât și pentru restul fetelor până la urma urmei. E un concurs în plus și pentru ele, e un concurs în plus și pentru mine. Important este să fiu sănătoasă, să pot să-l duc până la capăt. Larisa Iordache așteaptă și ea verdictul medicilor după aterizarea cu probleme de la antrenamentul de marți. Important este să mă fac bine și sper că la sfârșitul săptămânii să pot concura și să pot să mă simt în formă. Nici Marian Drăgulescu nu se află în cea mai bună formă. Am avut parte de o accidentare la sol. Din fericire nu a fost nimic grav și am reușit să-mi reau pregătirea. Am nevoie de concursuri pentru experiență, pentru testarea anumitor elemente care încă am mai adăugat în cel puțin la sol. După naționalele de la Cluj se va definitiva și lista cu cei care vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Rio. Este un concurs foarte important, nu este ultimul test. Noi mai avem încă două verificări în străinătate, un amical cu Franța și un amical cu Germania. Dar fiecare concurs contează și decizia va fi extrem, extrem, extrem de grea. La Rio, țara noastră va fi reprezentată doar la competiția individuală de 3 gimnaști, 2 la masculin și 1 la feminin.